Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că dumneavoastră, ca de fiecare dată, interesați de problemele politice românești, sunteți prezenți pentru a informa publicul nostru cu privire la activitatea mea, fiindcă această conferință de presă este cu mine și despre mine și, în primul rând, este despre țară. Aș începe însă cu un lucru foarte important pentru spațiul românesc, unul care dăinuie de vreo 2000 de ani și, așa cum bine știți, dragobetele pe care azi îl onorăm prin faptul că toți ne felicităm iubitele, soțiile, pentru a avea o primăvară cât mai frumoasă, pentru a fi multă sănătate și spor în casă și de aceea dați-mi voie pentru tineri, pentru documentare pe pagina mea de Facebook am pus ceva, fiindcă este foarte important să știi că neamul tău are o sărbătoare care nu dăinuie, sau mai bine zis, care nu are o viață mai mică decât vârsta mea. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, sunt nevoit să aduc în atenție valorile care patronează această încăpere și cu care colegii mei din Partidul ALDE sunt de acord. Dumneavoastră le știți, le voi repeta până când poate vor ajunge la sufletele câtor mai mulți români și în special buzoieni. De ce zic în special buzoieni? De nenumărate ori am zis că Buzăul, ca județ, este unul dintre cele mai bogate județe ale țării. Resursele care sunt aici, posibilitățile de dezvoltare al acestui județ, fac ca atunci când vom avea lideri competenți, din păcate știți că trăim vremuri în care tupeul ajunge la rang de ciste. Deci, atunci când vom avea lideri care să gândească, primul pas este și cu țara, înțelegeți? Ăsta e prima rotiță. Dacă vom avea așa ceva, Buzăul va fi unul din ținuturile care vor cunoaște o dezvoltare deosebită, dând posibilitatea ca toți cei care au fugit din țară pentru un trai mai bun să se întoarcă acasă. Pentru cei care sunt afară, nu uitați de tradiții, nu uitați de bătrâni, nu uitați de ai voștri. Știu că sunteți exploatați în două părți, fiindcă trebuie să vă dați dările acolo și trebuie să trimiteți bani și acasă. Cei care ne guvernează acum vor ca voi să fiți acolo pentru a putea conduce țara. Nimeni dintre cei rămași aici nu au posibilitatea să aibă o reacție socială care să-i pună pe gânduri atunci când iau decizii. De aceea, dragii mei, vă aduc la cunoștință faptul că de când nu ne-am mai văzut, săptămâna aceasta a început în Parlament luni cu programul pe care deputații și senatorii îl au și astfel, ca de fiecare dată, trebuia să avem o sesiune de interpelări. Din păcate, această sesiune nu a mai avut loc, fiindcă au fost răspunsuri din partea guvernului și s-a trecut peste asta. A doua zi, marți, erau declarațiile politice. N-am avut posibilitatea să le susțin, fiindcă eu fiind deputat neafiliat, deși suntem 43 în această situație, ceea ce este îngrijorător. În ultimii 33 de ani, Parlamentul României nu a fost în această situație. De aceea vă spun că în 2024 trebuie să ieșiți masiv la vot, fiindcă prea puțin ați votat. De ce o ducem prost? Din cauza noastră, nu din cauza altora. Drept urmare, acea interpelare am transformat-o în întrebare scrisă și vă voi aduce la cunoștință această întrebare pe care o adresez domnului prim-ministru. Ea sună astfel.
Stimate domnule Nicolae Ionel Ciucă, decizia instanțelor juridice de desfințare a crucilor dedicate ostașilor români, înfumați în cimitirul militar de la Valea Uzului, comuna Sân Martin, județul Arghita, a inflamat o parte a societății românești. O instanță juridică a decis că trebuie desfințate aceste semne de căpătâi ale militarilor români. Am dorit să aflu o poziție publică a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, ca organism răspunzător de aceste cimitire militare. Nu am reușit aceasta, deși am vorbit cu o doamnă, îi dau numele doamnei, nominalizată ca persoană cu relațiile publice a instituției. Nu înțeleg această situație. Nu era datoria profesională a acestei doamne să răspundă. Crucile au fost puse la mormintele unor ostași români, luptători împotriva trupelor germane naziste și a aliaților lor, maghiarii hortiști. Acești ostași au murit luptând pentru eliberarea țării de ocupanții hortiști și naziști. De ce nu este cinstită memoria lor? De ce sunt umiliți acești eroi? Cine are interesul menținerii acestei situații tensionate între maghiarii și românii ce locuiesc pe teritoriul românesc? Întrebarea are mai multe subpuncte. Ce măsuri politice își propune să întreprindă guvernul pentru anularea acestei hotărâri imorale? De ce se referă această hotărâre doar la mormintele românești? După cum bine știți, în apropiere, la Comănești, există un cimitir similar unde mormintele ostașilor maghiari, cotropitori, se bucură de respect. Prin prisma acestei situații să ne imaginăm care ar fi perspectiva cimitirului militar românesc de la Budapesta. 3. Mă poate lămuri cineva care a fost rolul acestui organism de stat? E vorba despre Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în susținerea și apărarea cauzei mormintelor ostașilor români? Să nu uităm că prin sacrificiul acestor eroi români, harta României, din păcate, este cea actuală. Deputat neafiliat în circumscripția 10 Buzău, Nicolae N. Roman. Așa cum vă aduceam la cunoștință, a doua zi, declarația politică neputând fi susținută, ea a fost depusă ca document, însă profit de acest moment pentru a o face publică în fața dumneavoastră, ca să știți mai repede despre ce este vorba. După cum știți, în acest an ciclul declarațiilor politice este sub titlu Puterea noastră ca români. Ea se intitulează Țară, țară, vrem ostași, ceea ce înseamnă că atunci toți când eram copii jucam acest joc, de fapt, părinții ne insuflau respectul față de glie. Stimate colege și stimați colegi, începe această declarație. Aproape că a trecut iarna. Zăpezile căzute peste țară au fost îndepărtate de pe drumurile naționale tot de militari. Niciunul dintre cei care acuză pensiile și salariile nesimțite ale militarilor nu a fost zărit cu o lopată în mână, dând zăpada spre binele poporului. Ar fi fost o știre națională de mare impact. Afirm de la această înaltă tribună că țara este ca o gospodărie familială. Armata este gardul acestei gospodării. Cum este gardul, este și curtea, dar și casa. Pentru ca proprietatea să fie puternică, gardul trebuie să fie frumos, bun și trainic. În proximitatea țării se derulează un conflict cu evoluții impredictibile, iar Ministerul Apărării al României transmite comunicate prin care anunță
destul de dramatic că interesul pentru profesia militară este pe o pantă descendentă. Cine și cum va participa la efortul de apărare a țării? Mercenari? Români veniți din diaspora? Aliați? Dacă vrem să avem o stajă de nădejde, trebuie să ne respectăm eroii. Nu să le demolăm statuile sau crucile sub diferite pretexte. Să avem grijă de militari activi și de familiile lor, indiferent de gradul de ținut. Să le plătim solde decente, corespunzătoare profesionalismului lor și privațiunilor suportate, să le asigurăm locuințe de serviciu, să le respectăm munca prin pensii corespunzătoare, să le asigurăm o bătrânețe liniștită, fără presiuni și stresul unor permanente modificări ale singurei lor surse de venit, care este pensia militară de stat. Stimate doamne și stimați domni deputați, atacând militarii, atacați țara, vă atacați pe dumneavoastră. Armata, educația, biserica sunt oglinda și stâlpii de boltă ale unei nații. Deputat neafiliat în circumscripția 10 Buzău, Nicolae N. Roman. Legat de aceste două intervenții, țin să vă anunț că la nivelul conducerii centrale a Partidului ALDE, când vă spuneam că începem să pregătim oferta electorală, vă voi face, voi da citire elementului de lege care vizează și care produce atâtea discuții în acest an și care a rezolva în viziunea noastră această problemă. Acesta este petecul ăsta de hârtie. Vă rog ca cei care sunteți militari, și atenție, când discut de militar, discut de inclusiv cetățeanul român care are gradul de soldat. Ăsta este primul grad militar. Deci recrutul după o lună de zile, când a depus jurământul militar, primește primul grad. Fiindcă în ce voi spune eu în continuare, nu discutăm de general, nu discutăm de colonei, discutăm de militar. Militarul, după ce și-a servit patria, virgulă, România, virgulă, timp de 25-30 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Parlamentul României, va trebui să stabilească această perioadă de cât are nevoie ca un cetățean să slujească îmbrăcat în uniformă, fiindcă dumneavoastră știți că militarul oriunde în lume nu are drepturi democratice. Reiau, militarul, după ce și-a servit patria, România, timp de 25, paranteză, 30 de ani, trece în rezervă și primește o soldă lunară care se numește în continuare pensie militară de stat. Pensia militară de stat reprezintă media aritmetică a celor mai mari solde în plată cu toate sporurile din forțe terestre, marină și aviație, ale gradului imediat inferior. Pe lângă normele de aplicare, fiindcă vor fi situații deosebite care apar, nu este standard, apare boala, apare moartea în urma unei misiuni și așa mai departe, legea se va încheia cu următoarea afirmație. Prezenta lege se va rediscuta după 30 de ani, fără a afecta într-un fel drepturile militarilor. Ce înseamnă asta? Dumneavoastră cunoașteți că o armată nu schimbi în fiecare zi, îi schimb ținuta și îi schimb linia de înzestrare. Pentru treaba asta îți trebuie efort. Și efortul este al națiunii. Ori
orice ministru care vine trebuie să-și facă uniformă, orice trebuie să cumpere tot felul de lucruri care nu au nicio treabă cu instruirea unei coerente a unei armate. Și atunci, dacă nu vor fi reguli stricte, nu vom avea o armată care să ajungă, așa cum a fost în România cândva, pe locul 8 în lume. Având în vedere că am terminat acest lucru, mă uitam la un domn de peste ocean care vorbește așa mai greu, că astăzi aniversăm un an de război. Eu între aniversare și comemorare am totuși... Deci este o mare nenorocire asta. Dar noi ca nație am făcut tot ce este posibil. Și poporul român a dovedit încă o dată că ancestral are în el omenia. Omenia asta e un termen care nouă ni se pare unul normal, dar foarte greu de înțeles pentru multe nații. Drept urmare, la ce se întâmplă acum, fiindcă, dați-mi voi, eu sunt militar, asupra României se produce un atac hibrid. De fapt, este concretizarea lui, fiindcă noi nu vrem să învățăm istorie. Neînvățând, ni se aplică acum, folosindu-se un pretext, definitivarea unui gând de nivel strategic. Drept urmare, mă adresez la doi oameni care au legătură cu Buzău. Și mă refer la primul ministru și de asemenea la domnul Cătălin Predoiu, ministrul justiției. Pentru care, cred că îmi pare rău că am votat, am ridicat mâna când a fost la audiere. Dar am zis, bă, zic, e din Buzău. Da. Stimate domnule prim-ministru, recte ministru al justiției. Problema adâncirii șenalului navigabil al canalului Bâstru este un subiect de maximă importanță pentru România, iar atitudinea părții ucrainiene excede cadrul convențiilor internaționale privind delta Dunării. Permanent, Ucraina, și ar trebui să înțelegeți în continuare URSS-ul, și-au făcut publice intențiile și acțiunile atât la Bruxelles cât și la București, iar acestea au fost tratate discret pentru a nu se genera și spori tensiunile sociale. Astfel, în ianuarie 2022, Consiliul de Ministri de la Kiev a aprobat planul lucrărilor la canalul Bâstrue pentru adâncirea șenalului navigabil spre a permite tranzitul unor nave cu pescaj de până la 6,5 metri. Iar în viitor se va continua adâncirea canalului pentru tranzitul unor nave cu pescaj mai mare. Situația dorită de Ucraina va afecta și deteriora ecosistemul Deltei Dunării și situația transportului pe Dunăre pentru România. În aceeași perioadă, problema a fost discutată și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, deși în iunie 2022 era în plină confruntare cu Rusia, Ucraina a notificat România privind intenția de adâncire a portului Izmail. În România, Ministerul Mediului și Ministerul Transporturilor nu au aprobat solicitarea ucraineană și au transmis la 4 august 2022 că se opun acestui proiect. În aceeași lună, ucrainienii au început oficial lucrările. În ianuarie 2023, Garda de Coastă Română transmite erarhic despre lucrări de adâncire a canalului cu peste 7 metri. Iar în februarie 2023, aceea situație este anunțată de administrația bazinală a Dunării de jos și Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor organizează o activitate comună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe
și cere întreprinderea unor măsuri diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe informează Consiliul Europei asupra gravelor probleme de mediu. Bruxelles sugerează că problema ecologică a Deltei Dunării este minoră față de tragedia ucrainiană. Ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe român pentru explicații. În această situație, ambasada Ucrainei acuză un climat ostil al României pe această problemă care este minoră doar de mentenanță, zic domniile lor. Față de această situație, președintele României declară, citez: ucrainienii acum nu au nevoie să fie certați, au nevoie de sprijin. Am încheiat citatul. Și cere politicienilor să se ocupe de alte teme până la clarificarea situației. Domnul președinte, discutăm despre România, domnule. Dumneavoastră să vă vedeți de țară, că pentru asta jurat. Îmi cer scuze. În prezent, în deplină campanie de susținere internațională a Ucrainei, toate forurile ecologiste internaționale ignoră problema distrugerii Deltei Dunării. Iar structurile de stat care au obligația să apere interesul național al României sunt incapabile să o facă. Această situație este sau nu este înaltă trădare și subminarea economiei naționale? Repet, această situație este sau nu este înaltă trădare și subminarea economiei naționale? Vă rog să îmi răspundeți în scris, în termenul legal prevăzut de legile din România. În numele alegătorilor mei și al celor care mă cunosc din această țară, semnez în calitate de deputat neafiliat în circumscripția 10 Buzău și cu gradul militar Nicolae N. Roman. Închei prin a face o paranteză. Ce m-a determinat să fac acest demers? Vă aduceți aminte când vipera cu 7 coarne nu putea să se adapte până jiu? Ce prăpăd era prăpădul lumii. Noi nu știam că urmează ca României să-i se taie curentul electric. Fiindcă nu trebuia să intre în funcțiune vreo centrală care să producă electricitate și să întărească independența acestei țări. Acum, ăștia care se dădeau de pământ cu tot, nu scot o vorbă. Serviciile noastre secrete. Alo, treziți-vă. Da. Îmi cer scuze pentru faptul că m-am înfierbântat pe final, însă, dragii mei, dacă vom merge după fentă în continuare, ne vom merita soarta. Vă mulțumesc că m-ați suportat azi, mai ales cei care mă urmăriți cu mare atenție, dar nu recunoașteți. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Mulțumesc tare mult, să vă dea Dumnezeu. Revin la prima propoziție, o primăvară cât mai frumoasă. Doamne ajută!